Preoților, prin textul citit din Fapte 12, avem în fața noastră o filă din Evanghelie. O filă de istorie cu prigonii, cu arestări, cu încarcerări, cu execuții, dar și cu izbăvire divină, cu eliberare miraculoasă. Vom vorbi despre toate acestea, dar aș vrea să ne focalizăm asupra reacției oamenilor atunci când primesc răspuns la Dumnezeu. Tot un mesaj pe care l-aș intitula Surprinși de răspunsul lui Dumnezeu. Știm ce este rugăciune. Avem timpul nostru de rugăciune fiecare. Am cunoscut puterea rugăciunii. De aceea ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune. Știm ce sunt rugăciunile ascultate. Așteptăm cu toți răspuns de la Dumnezeu, pentru că de aceea venim înaintea lui cerurile noastre. Dar când și în ce tot ne răspunde Dumnezeu, discutăm de multe ori și avem neonori. Dar atunci când răspunsul lui Dumnezeu vine clar, concret, la o cerere, reacționăm diferit. E drept că răspuns la rugăciune este și tăcerea lui Dumnezeu. Și amânarea pentru un timp, bogătele de Dumnezeu, este tot răspuns la rugăciune. Ne-a vrea să-i se răspunde prompt și în modul care nu am cerut. Deși ar trebui să știm că Dumnezeu știe ce este mai bine, mai potrivit pentru viețile noastre, pentru mântuirea noastră, pentru sufletul nostru, mai mult decât pentru viața de aici. Asupra acest lucru aș vrea să-l medităm, însă haideți să parcurgem acest text, aceste date istorice. Era pe vremea împăratului Irod, sau mai exact, Irod Agripa I, nepotul Irod cel Mare, despre care știm că era pe scaunul de la Ierusalim atunci când s-a născut Iisus. Irod cel Mare, cel care a construit templul, dar și ucis copiii sub 2 ani. Irod Agripa era nepotul acestea și a vrut în acest punct, aș vrea să facem o remarcă asupra scrierilor lui Luca, asupra curateții scrierilor sale, adică a celor două, adică lucrării sale în două părți, Evanghelia lui Luca și Faptele Apostolilor. În scrierile sale, istoria mântuirii vine în contact cu istoria omenirii. În puncte cu hotărâre de el, acolo unde el recurge la date stricte, istorice. Un exemplu putem să luăm din Luca 3, unde spune așa, pentru că Dumnezeu lui. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont de la Dregător, Iudeea, Irod primitor al Galilei, Filip, fratele lui primitor al Iturii și al Trahonidei, Lisania primitor al Adilenei și în zile mari vreau să și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu lui Ioan din Zaharia. Putea să ne spună direct lucrul acesta. El nu se vede cu date istorice pe care unii poate le consideră inutile, dar este nevoie de această argumentație rudimentară pentru a veni în sprijinul scepticilor. Mai sunt oameni care se îndoiesc de veridicitatea celor scrise în Evanghelie. Ori aceste date suplimentare îi ajută să creadă. Și în felul acesta, Luca recurge la aceste date pentru ca și cei care se mai îndoiesc, sau cei neredicioși să vadă că istoria mântuirii merge în paralel cu istoria omenirii. Că tot ceea ce s-a întâmplat a avut loc în lumea reală, în lumea noastră, nu într-o lume imaginară, nu pe un alt rând, nu în imaginația unor oameni, ci că sunt fapte reale și personajele biblice despre care vorbim aici, au venit în contact, au avut cu personaje istorice, menționate în istoria omenirii. Aceste date sunt necesare, așa cum spuneam, să vină în sprijinul scepticilor. Sunt piloni care susțin relatările biblice. Și de aceea trebuie să precurgem și noi aceste relatări. Era așadar pe vremea împăratului Irod Agripa. Un împărat despre ascensiunea căruia s-ar putea vorbi mult, dar e bine să știm totuși că în dorința lui de a fi pe placul poporului, de a da bine în sondaje, cum se numește astăzi, chiar dacă recurgea la astfel de măsuri, cum am văzut, execuții și întemnițări, o făcea ca măsură populistă. Dacă asta plăcea iudeilor, asta plăcea. Nu neapărat dintr-o convingere, dar asta plăcea poporul și el trebuia să plăcea poporul.
Împăratul Irod a pus mâinile Domnului în biserică, pentru ca să chinească. Și a ucis cu sabia pe Iacov. Și iată că dintre apostoli este primul martir. Prima victimă a necredinței iudeilor. Iacov, fratele Ioan, unul dintre cei doi frați, fiul lui Zebedei, fiul Tunetul. Se pare că în zelul lui înflăcărat s-a remarcat în mod deosebit. Împotriva tuturor se căuta să ia măsuri. Se căuta să se ascupe gura, să reducă la tăcere. Dar se pare că el s-a remarcat în mod deosebit și diavolul încearcă să lovească la lui. Și cei care se pun la dispoziția diavolului procedează la fel. Așa că după ce a fost îndepărtat Iacov, iată că următoarea victimă trebuia să fie tot cineva care s-a remarcat. Și acesta era Petru. Știm despre Iacov că măsura luată împotriva lui, ordinul de execuție, a venit dintr-o instanță civilă, din partea regelui, pentru că dacă ar fi murit și această hotărâre a fi fondată de un tribunal religios, ar fi fost ucis cu pietre după rege. Urmează așadar Petru, întemnițat. Pentru că mai avusese o experiență similară. După minunea făcută la poarta templului, după vindecarea unui olog care era cunoscut de întregul Ierusalim, să fie olog din naștere și să ajungi la 40 de ani, peste 40 de ani când avea el, în locul cel mai popular din oraș, pentru că la templul trecea toată lumea din Ierusalim, și nu doar localnici, ci și cei veniți de departe ca să chine, ochii oameni să facă astfel de minune și să nu vorbească pe tot imposibil. Ce s-a întâmplat? Aveau nevoie de explicații, explicațiile erau la îndemână celor care umblase cu Iisus. Și Petru și Ioan erau gata să le aceste explicații la omul, asta era chemarea lor, asta era menirea lor. Să facă cunoscută Evanghelia lui Hristos. Și oamenii veneau în număr mare. Se vorbește acolo, în capitolul 4 din Fapte, despre 5.000 de bărbați care au venit la Hristos. Ori, acest lucru nu era pe placul iudeilor care refuzau cu mărăticie să creadă. A fost prima arestare a lui Petru. Nu li se face altceva pe perioada lor decât să nu mai vorbească despre Iisus. În numele cui ați făcut vindecarea asta? În numele lui Iisus din Nazaret. Acelui care vrea să-l schimbi. Ce li se cere este să taci. Dar cum să taci când ai urmat cu Iisus? Când știi cine este Iisus? Când l-ai văzut de aproape, cum poți taci când ți s-a spus, du-te și vorbește? Și care este răspunsul lor? Judecați voi! Se cade oare să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu? Și vorbați despre același Dumnezeu care era, îi aducea în chinare și fariseii. Putem să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Și au vrut să-i elibereze. Nu pentru multă vreme că au fost arestați din nou și duși în închisoare de ori. A fost a doua încarcerare a lui Petru. Și trece aici un miracol extraordinar. O eliberare pentru că a doua zi Cristobor se întâlnește să hotărască ce pot să fac cu acești apostoli, cum pot să le închidă mura, cum să le reduc la tăcere. Iată că cei trimiși să-i aducă spun. Temi s-a pus om cu ea, cu toată grija și pe prizonieri stând în picioare la ușă. Pe păzitori stând în picioare la ușă. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni în lăuntru. Acesta este miracolul lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oamenii aceștia. Avea Evanghelia era cunoscută încă pe rază mică. Ori iată pe Dumnezeu până la marginea pământului. Și pe așa s-a lucrat Dumnezeu. Iată că Petru este deci la trei experiențe carcerare și se pregătește la a doua eliberare. La prima terminare, ni se spune că atunci când a fost dat înăuntru, nu mai au prizonieri acolo. Și păzitorii erau la uși. Așadar, cum și le-au păzit, ca orice episoare. De data aceasta, însă, pentru Petru se iau măsuri suplimentare. Omul acesta trebuia să dispară. Numai în felul acesta putea să-i se închidă gura. Și dacă odată se pare acolo, păzitorii rămân în fața ușii, evident, de data aceasta, patru cedere de patru ani au fost să le păzească. Făceau prin rotație. Câte patru pe fiecare schimb. Doi înăuntru și doi afară. Pentru că așa mi se spune,
că el stătea între doi pasnici. Și nu omul, ci legat la genunchi între doi păzitori. În noaptea zile, când a vrea de când Irod să-l împărtășesc la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri. Era noaptea dinaintea zilei când urma să îi se hotărască soarta. La un moment zice, pronunță sentința. Pentru că ceea ce se întâmplase cu Iacob urma să întâmple și cu Petru. Și el știa lucrul acesta. Știa că nu este iubit de Irod. Știa că măsura care se luase împotriva lui Iacob se va lua și împotriva lui. Pentru că scopul urmărit era același. Era noaptea dinaintea condamnării sale la moarte. Și el dormea. Să dormi în asemenea condiții unde biscomul trebuie să fie fost total. La aceasta trebuie să fi contribuit și păzitorii lui, pentru că una este foarte pază la pază la ușă și alta e pentru securitate sporită să stai și cu păzitorul din armata romană în celul aceea înghesuit, pentru că așa vrea conducerea, să nu scapă să care mai se facă o dată. Și dacă ești nevoie să stai la umplu, lângă prezurări și legat de mâna lui, oare cum te simți? Și oare ce îi faci? Faci șederea plăcută în celul acela. Îl mânzi. Ei bine, în condițiile acestea să dea Petru, urmând ca a doua zi, să fie condamnat la moarte și îl doarme. Și nu urmă, doarme profund. Atât de profund, că nici măcar vede lumina când vine îngerul. Și îngerul trebuie să o dați în coastă ca să trezească. Câtă siguranță! Pentru că te luați cu siguranță. Dacă biserica se ruga neîncetat pentru el, nu era decât să ofere sprijinul rugăciunii. Atunci când noi ne rugăm pentru cineva, când mijlocim pentru cineva, nu aducem înainte o rugăciune pe cineva care nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Cineva strigă spre Dumnezeu și noi sprijinim rugăciunile noastre, noi ca biserică. Ne alăturăm rugăciunii celor care strigă spre Dumnezeu și așteaptă izbăvire din cer. Petru se ruga și biserica se ruga împreună cu el. Dar câte convinții era el că Dumnezeu ascultă ca să pot în aceste convinții și urmând să vedea la moarte, să dor. Și încă profund. M-am întâlnit ce timp cuvântul acesta, pentru că trebuie să mă autorizez. Am avut un somn câteva nopți și încercările sunt minore. Mă uit la câte încercări vin asupra oamenilor. Și eu, Doamne, nu putere. Și iată, pentru slava mea credință. La cea mai mică încercare, mă turc în inima mea așa din somn. Petru dormea. Și Dumnezeu trimite prin îngerii spăvirea din cer. Încercare, lovește cu asta, Petre, sus, echipează-te. Ce-i cu tine ținut asta? Ia pe tine ce trebuie, pleacă încălzămintea și hai. Unde? Străjerii nu se trezesc. Nici cei din omul, nici cei la ușă. Să trece prin zi, să trece prin ușă, să trece prin poarta de pietre la intrare, să ajunge în stradă. Izbăvirea aceasta. Eliberarea aceasta este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea. La rugăciunea lui Petru, la rugăciunea bisericii care se ruga pentru el. Cum primește Petru acest răspuns? Pentru că l-aștepta, pentru că îl dorea. De aceea scrie la Dumnezeu, Doamne, asta vreau. Pentru că vreau ca un răspuns pozitiv la tine. Vreau să răspund la rugăciunea mea cu ceea ce eu îți cer. Și Dumnezeu așa răspunde lui Petru. Și Petru mergea cu îngeri fără să știe dacă ce făcea lui Dumnezeu era adevărat. El încă mai credea că e o vedere. Ieși din celulă, traversezi curtea, ieși pe poartă, nu mai crezi că o vedere. De adevăr, el avusese o experiență similară cu o vedere. În timpul rugăciunii sale pe acoperiș, când a fost trimis la Corneliu. Să fie mântuit Corneliu. A avut o vedere, deci era experiență în acest sens. Dar să nu simți răcoarea nu și toate acestea, să nu dai seama că e real, că Dumnezeu la care ai strigat ți-a răspuns la rugăciune. Următoarea etapă a revenirii lui, când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a venit cu îngerul său. Când și-a venit în fire. Dar a trebuit să mai fi încă o etapă, după ce și-a dat bine seama de ce se întâmplă, s-a întâmplat spre casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. L-a acceptat încă visează de o vedere. Și
atunci apoi vine și-a dat la urmă și-a dat seara pe adevăr, așa că este lucrarea lui Dumnezeu și este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui. Cerem Domnului. Dumnezeu răspunde prompt și în felul în care noi am cerut. Pentru că așa cum spuneam, Dumnezeu răspunde uneori altfel. După înțelepciunea lui absolută, pentru că el știe mai bine ce se potrivește de ce avem nevoie. Ei bine, în cazul acesta, cererea lui era în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de libertate. Dumnezeu a răspuns conform cu cererea lui, dar el nu se poate dumiri. Iată cum suntem surprinși de răspunsul lui Dumnezeu. Mergi acasă la Marc, unde era o parte a bisericii de Ierusalim, un cer de rugăciune mai degrabă, pentru că din cauza prigoanei lansate la acest al doilea val, se întâlneau pe ascuns de frica iudeilor. A văzut la ușă. La ușă merge slujba. Roga. Acolo a fost glasul lui Petru. Pentru că cu siguranță l-a auzit de atâtea ori vorbind versiunea Evanghelia. Mai avea și accentul lui Galilean pe care îl mai recunoscuse o altă slujbă care să se repădească cu Domnul. A cunoscut glasul lui Petru. Ea nu s-a mai îndoit. O altă reacție. Ea nu s-a îndoit. Și aici vedem crănița așa despre care Domnul Iisus vorbea, că spune, dacă nu veți primi împărăția lui Dumnezeu ca niște copilași. Și aici trebuie o doză mare de naivitate. Lui lucră așa cum se spun. Ca din partea Domnului, vor de împărăția celor. Primiți-o așa ca niște copilași. Așa au primit această femeie care nu s-a mai îndoit. Dar în schimb a fost copleșită de bucuria aceasta. Răspunsul lui Dumnezeu a copleșit-o pentru că era totuși prompt, era la obie și nu putea să zică așa să mărturisească, să spună este Petru, este la ușă, deși ceea ce avea de făcut, fiind convins că este Petru, recunoscut pe Petru, ceea ce avea de făcut era să deschidă ușa de aceea vădea. A crezut, a recunoscut și totuși nu a știut ce să facă. A dus să spună ucenicilor, este Petru la ușă, ești nebun. Cum poți să vorbești astfel de lucruri? Și dacă ea insistă și insistă, este Petru, l-am auzit. Ceea ce pot să creadă ei, pentru un pas înainte, este că ar fi un înger, care are chipul lui Petru. Dar nici de lucru, este Petru cel pentru care se rugase, pentru eliberarea care se rugase. Reacții diferite. Nici Petru n-a știut ce să creadă. Nici Petru n-a știut ce să se întâmplă cu el. Roga la rândul ei, recunoscându-l, se lasă obișnuită cu prea așa, nu știe cum să reacționeze. Iar cei care stăruiau în rugăciune, nu l-au amintit în rugăciune, pentru că este cât se poate clar textul aici. Stăruiau în rugăciune. O rugăciune stăruitoare, insistentă. Doamne, izbăvește. Și după izbăvirea lui Dumnezeu, încearcă alte explicații. În primul rând, nu se poate. Nu, ești nebună. Fiți o năzărit. Și dacă ea există și totuși, Petru, trebuie să fie un înger, dar nici de cum Petru. Vedeți dumneavoastră, un lucru asupra căruia ar vrea să ne întâlnim. Cerem lui Dumnezeu și așteptăm răspunsul lui. Cât suntem de pregătiți însă să primim un răspuns de la Dumnezeu? Cât de mult credeți că Dumnezeu ne va răspunde în felul care noi cerem? Pentru că suntem îndemnați să cerem. Ioan zice așa. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Aceasta spune Ioan despre felul în care să ne raportăm la Dumnezeu atunci când cerem ceva, cunoscându-i voia. Dar putem de altfel să luăm cuvintele Domnului Iisus. Privitor la cererile noastre. Și fratele Dani și care a început timpului de rugăciune. Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, cereți ce veți vrea și veți primi. Rămânând în noi cuvintele lui Dumnezeu, cunoaștem și voia lui Dumnezeu. Și cererile noastre nu vor fi altă decât după voia lui Dumnezeu. Suntem îndemnați să cerem cunoscând voia lui Dumnezeu și pregătindu-ne să primim răspunsul Domnului. Amin.